cum a fost intrarea în casă? Foarte primitoare, adică da, toți au fost foarte ok, și fetele și băieții care au fost aici. Alexandru și Andreea și-au început ziua de ieri împreună, confirmându-și preferințele exprimate. Eu te știu puțin și acum am imaginea ta de gândire, tu slăbută, așa și micuță și blonduță. Aoleu! Mă înțelegi? Nu, e o chestie și asta. Doamne, deci mă simt atât de prost că știu cum scriam și cât de disperată eram să vorbești cu mine. Mi-a plăcut foarte, foarte mult de tine când eram mică. Dar fata cea mică de atunci a devenit o tânără domnișoară în preajma căreia nu s-ar cădea să fii timid. Alexandru pare să se simtă mai bine pe teren propriu în casa băieților. Vrei un ceai? Nu. Alexandru și Andreea își pot sta în sfârșit alături. Și de ce ai ales tu orașul Constanța să te muți acolo? Ai pe cineva? Inițial m-am mutat cu o prietenă acolo. Mi-am deschis a doua filială de Acrodance, am predat acolo și momentan am suspendat tot. Cam tot în afară de iubire, în căutarea căreia se află și Alexandru, dornic să arate cam cum vede el o relație. Eu am o chestie, dacă e dragoste, poate să fie și în cel mai mic oraș al lumii. Cum trebuie să fie fata? De lângă tine, ca să te simți bine. A, să simt eu care doar ochi pentru mine. Sunt mai multe chestii. Da, eu sunt o persoană destul de afectuoasă. Mă mulesc foarte ușor după persoana de lângă mine. Dacă persoana de lângă mine e un pic indiferentă și așa, rege, mă fac și eu rece, nu e bună. Dacă e afectoasă, așa sunt și eu. Dacă e geloasă, sunt și eu gelos. Nu e bine să fii gelos. În ultimul timp n-am mai fost, în ultimul an, doi am fost și când eram și mai copil. De la general la particular, Andreea ar vrea totuși să-și verifice șansele. Un spirit pragmatic. Fetele noi. Da, le-am văzut. Te-ai văzut? Păi da, și mie un top 3. Dai. Păi ce să mai... Andreea. Hai. Uite, numai să te pup pe braț. Hai, acum, ca să te pup pe braț. Hai. Așa. Și pe asta. Și pe asta. Lăsând în urmă timiditatea, la nicio oră distanță, Alexandru și Andreea se regăseau în aceeași stare de cunoaștere. Pe mai multe nu pariem, deocamdată. Ai mâinile transpirate, de ce? Nu știu. Mi s-a uscat și gura și tu le-ai rece. Da. Hai să ne cunoaștem mai bine, că după aia nu mai... Dar ești așa reținut, rușinos, nu știu. Așa sunt eu. Păi am o rușine aparte, nu pot chiar să... Și eu eram înainte la fel, dar am învățat să mă deschid. Uite, bă, și nu mai pași pe mine deloc, băi, da, deloc, așa nici pe obraz, nici... Cu încurajările de rigoare, Alexandru se apropie de Andreea din ce în ce mai mult. Următorul pas, spațiul personal. Uite, și florile astea sunt primele mele flori, că le-am primit și le-am ținut amintire. Uite, am pe aici o grămadă. Ai poze? Am și câteva poze. Mă lași și pe mine să le citesc? O să le citesc în gând, promit. Dar prima dată că mă pup, dacă nu mă pup, nu pot să și pe celălalt. Hai, și pe celălalt. Lasă-mă, dar mai vreau. Un joc timid, frumos, care, sperăm, va umple spațiul gol al anilor ce au trecut de când erau doar doi copii. Ia uite. Hăț. Vrei să mă îmbrațe? Da, vrei să mă îmbrațe? Da. Să îmbrațe. Da, dacă nu mai simți că chestia asta... E bine. Da. E bine să-ți mai dau drumul, dar nu știu de ce. Gata. Da, acum, să știți că eu, cât vă uitați voi la materiale, eu trag cu ochiul și la ce se întâmplă în casă și la cum vă privesc, cum privesc ceilalți concurenți și simt așa, așa o neîncredere și niște priviri de astea de care spun ăștia se știu, ăștia, nu? Nu? Da. Și dacă se știu ce? Da, așa pare, ce să zic. Ce? Dar ce, stai puțin, ce, de ce, de ce crezi asta? Stați un pic, doamna mea, nu vă așa arătați. Pare, nu vreau să-i acuz de nimic, doar așa mi pare, nu știu. Așa mi se pare și mie, ce să spun. Dacă sunt oameni care spun că li se pare și oameni care nu, eu sunt în categoria celor care spun că li se pare. Simplu. Acum nici nu vreau să cădem în teoria aia a conspirației și până la urmă... Se va vedea. Dacă doi oameni se spunem că se plac, se plăceau de afară și poate că se drăgostesc aici... Nu, dar eu am simțit nevoia să mă apropii foarte rapid de el. Am văzut. Adică nu am avut nevoie de o perioadă de cunoaștere pentru că eu de la bun început am spus că îl cunosc de când eram mică. Nu cred că își mai avea rostul. Pe de altă parte, una e copilul Alexandru, alta e adultul Alexandru. Adică... Eu, dar... Nu vrei să ai un pic de răbdare, să
vă cunoașteți mai bine, să nu cumva să ai vreo decepție, e valabil pentru amândoi. Da. Eu, sincer, am făcut ce am simțit. Nu am stat să mă gândesc ce o să se vorbească sau dacă... Și ai simțit așa să-l pup de prima, să te îmbrățișezi? Nu, pe obraz l-am pupat, nu. Da. Am văzut că pe obraz. Pur și simplu, pot să mă îmbrățișez și cu oricine altcineva de aici. Dar nu, adică nu e sper că s-a simțit diferit cu el, atât. Și cum s-a văzut, eu am fost mai insistent puțin. Bine, și așa sunt și eu. Mie dacă văd că este, o simt eu că este pentru mine, nu mai stau cu mâinile între picioare. Stai că stai să ne cunoaștem. Asta n-a sunat foarte bine. Gen așa, la câțiva metri în cunoaștere. Dacă, eu, dacă am simțit că este pentru mine, și plus că mai am și eu o chestie a mea, am zis clar, dacă, dar cum stă, dacă simt că sunt unul dintre opțiunile, una dintre opțiuni, am puține emoții. Așa, știu, îmi dau seama. Așa, eu o să mă retrag ușor și o să las și pe altcineva să-i cunoască, dar dacă văd că femeia de lângă mine are un doar pentru mine... Ce să mai lași, în brațe din prima zi, ce să mai lași? Da. Unde să mai lași, să cunoască pe cine? Da. Pe asta am simțit, că ar avea ochi doar pentru mine, și dar am și continuat cu ea. Și ai zis că oricum mai avem la dispoziție doar două luni, să nu pierzi timpul, nu? Oricum și afară vom fi împreună, deci... A, da? Păi, sau? Nu știi ce-ți rezervă viitorul, dar... Da, așa simți? Așa simt eu. Andreea, și tu simți așa? Mă, dacă simțim la fel, gândim la fel, ieșim în publicitate la fel.